Asculți Vocație și cariere la Radio Terranova, pași spre cunoaștere. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Vocație și cariere. Sunt Mihaela Avram, consilier vocațional și life coach, realizatorul acestei emisiuni de educație profesională. Vă prezentăm în fiecare ediție o carieră sau o vocație. Astăzi vom afla lucruri utile despre o carieră din domeniul artistic. Invitată ediției este Aurelia Filip. Bine ai venit Aurelia. Bine v-am găsit. Mulțumesc frumos că m-ați invitat. Cu mare drag, mulțumim și noi că ai acceptat așa din prima cu entuziasm. Aurelia este designer de interior și cofondator al firmei houseline.ro împreună cu soțul ei. Um, în fiecare dintre noi există abilități artistice, iar unii dintre noi, așa cum ești tu, Aurelia, sunt înzestrați cu adevărate talente artistice. Mai exact, Aurelia este creatorul și vizionarul de spații personalizate când vine vorba de amenajări interioare. Fie că vorbim de spațiul de acasă, spațiul de la birou sau spațiul unui eveniment de o zi sau câteva ore, cu siguranță, amenajarea contribuie la starea noastră, la bunăstarea noastră, a celor care petrec timp în acel spațiu. Pornind de aici Aurelia a spune că ai o misiune măreață. Greșesc? Nu greșit, e important. Noi am constatat, spun noi pentru că e vorba de echipa noastră și cu toții gândim și simțim la fel și am constatat în anii de experiență că e foarte important să uh, ai o casă care să te reprezinte și care să te facă să te simți într-un fel, pentru că asta ți influențează modul în care te vezi, modul în care te manifesti și în care vezi viața. Și am constatat schimbarea asta pragmatic, așa măsurabil pe beneficiarii proiectelor noastre și mi-aduc aminte și acum satisfacția cu care am, am, am primit primul compliment pe tema asta când o doamnă care și-a făcut o casă foarte mare și foarte frumoasă și când am finalizat-o mi-a spus că s-a mutat, că urcă scările și când urcă scările spre etaj se simte ca o prințesă. Cât de frumos. Da. da, și atunci chiar a zis, uite, mi s-a schimbat viața, mi s-a schimbat felul în care îmi petrec timpul cu familia, felul în care mă raportez la mine, felul în care mă privesc așa în oglindă, când mă uit în oglinda de la dressingul meu mare, parcă altfel mă simt. Da. Cu siguranță, ne, ne, exact cum am spus, ne, ne schimbă și ne, ne influențează da. într-un fel sau altul fi, spațiul în care locuim De altfel, se, se mai spune că atunci când ai ordine în jurul tău da. Da, Chiar dacă acum că stau de vorbă cu un artist și știm că artiștii uneori sunt non și poate au ordinea lor în dezordine dar nu neapărat. Se spune că atunci când avem ordine în spațiile noastre, că vorbim de spațiul de acasă, de la bucătărie, din dormitor sau spațiul din calculator, unde avem de obicei căsuțe multe pe desktop sau spațiul telefonului, sau chiar în mașina personală. E În oricare dintre aceste spații, dacă avem o oarecare ordine, și așa da. cum ai spus și tu, ne, este amenajat într-un fel în care să ne placă, indiferent da. uh, uh, cu siguranță ne influențează starea. E foarte importantă ordinea. cum citesc și eu cartea lui Maricondo despre a crea obiceiuri care să-ți să ordoneze casa și viața. Și la sentimentul acesta de ordine dintr-o casă contribuie foarte mult mobilarea. Pentru că atunci când sunt foarte multe spații deschise, asta e un singur exemplu, dar sunt multe elemente de ergonomie pe care le putem folosi și elemente de uh, mobilă da? pe care le putem folosi pentru a crea o ordine în casă. Și asta este unul dintre primele uh, cerințe, culmea, ale uh, clienților noștri care ne spun, uh, păi uite, aș vrea să pare ordonat în casă, pentru că, uh, uite, avem copii mici și ne este greu să să păstrăm ordine tot timpul, ne poți ajuta să avem o casă mobilată în așa fel, amenajată în așa fel încât să dăm această senzație de ordine. Și da, aici există o serie de trucuri, o alternanță între spații închise, spații deschise, o folosire cât mai judicioasă, cât mai conștiincioasă a spațiilor de depozitare, poate să creeze acest sentiment de ordine, deși noi până la urmă suntem aceia, și adică tot nu putem păstra o ordine perfectă dacă vrem să fim autentici și să ne simțim bine în casa noastră, nu să ne simțim ca într-un showroom. Îmi mm, place această comparație. O iau cu mine. Da. De cât timp ești pe acest drum profesional, Aurelia? Firma de design, noi am început -o în 2007. Asta înseamnă că avem ceva anișori de experiență. Mulți înainte. Da, și am făcut proiecte în mai multe domenii, cum spuneai și tu, și în Horeca, și în rezidențial. Dar pe acest drum apropo de cariere, eu sunt de mult, sunt de mică, pentru că, practic, învățarea începe din copilărie și cu cât ai norocul să-ți descoperi mai devreme aptitudinile și talentele, cu atât poți investi acei ani de formare, în, în dezvoltare și în, și în ate, perfecționa pentru momentul în care începi o carieră. Cum ți-ai descoperit tu aptitudinile chiar din copilărie, așa cum spui? Și o spui conștient și asta da. este mare lucru. Da, pentru că mă, mă întrebă multă lume lucrul ăsta. Probabil că atunci când se întâlnesc oamenii cu cineva creativ, aceasta este prima întrebare care vine în minte. Cum ai descoperit tu că ai talent sau cum ai știut tu că vrei să fii artist sau vrei ne să fii inspiră. creator? Da da, 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 da. Și pentru că e o întrebare care apare tot timpul, mi-am dat seama că nu, nu toți oamenii au această hotărâre sau direcție în, în cariera lor sau în a-și identifica aptitudinile de mic. Așa mi s-a întâmplat la... Cred că eram în clasa a șase sau a șaptea, desenam foarte mult și îmi plăcea să desenez Și o profesoară de desen a spus, uite, Aurelie, ești foarte talentată și a fost o expoziție în care am prezentat niște lucrări Dar nu a fost expoziția în sine, cât faptul că ea a avut încredere în mine, ceea ce a contat Și după aceea a fost și susținerea părinților și în același timp un sentiment așa interior Probabil că unii oameni se nasc mai, mai bătrâni da? decât înțeleg alții. ce spui de perfect alții. și atunci mi-aduc aminte chiar că um, avem așa o maturitate copil fiind și atunci știu că mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta și am zis uite în ciuda uh, tuturor uh, întrebărilor și opreliștilor care sunt multe uh, și întrebărilor de genul hai mamă dar ce o să faci când o să fii mare știi din ce o să trăiești clasica întrebare, da, clasica întrebare. am simțit simțit că acolo este locul meu și că asta trebuie să fac. Și de atunci am continuat cu liceu de arte, cu facultate de arte, cu tot, cu tot parcursul, pentru că găsindu-mă în acel mediu, mi-am dat seama că am regăsit oamenii care sunt asemenea mie. Mm, iarăși este un lucru Pentru mine fantastic. a fost foarte important, da Cum te-a făcut să te simți când e, ai fost înconjurată de oameni în semenție? M-a făcut să mă simt că în sfârșit aparțin Deci când m-am transferat Aha. prima oară în, în clasa a șaptea la liceul de artă Care practic avea și școală generală, da atunci am avut o revelație. Wow, nu sunt diferită de ceilalți. Există aici oameni care sunt la fel cu mine. Cât de frumos, A, exact. Super, pentru da. că adesea avem senzația că dacă avem niște înclinații sau deschideri, ni se arată într-o anumită direcție și nu mai este multă lume pe direcția respectivă, ne simțim ciudați, ne simțim da. atipici, parcă da. nu ne găsim locul acolo. Dar Așa iată. E. Iată că există și o altă perspectivă. Ce te-a motivat pe tine, Aurelia, să rămâi pe aceeași direcție, deci înțeleg de la tine că ai și studii, deci chiar e o carieră super solidă. Cu, cu studii finalizate, încă da, de la timpul lor, ca să da, zic așa, da. nu o reconversie profesională. Ce te-a motivat să rămâi pe același drum? M-a motivat faptul că domeniul acesta al designului interior este un domeniu foarte complex în care nu ai cum să te plictisești. Odată, trendurile evoluează de la un an la altul și procesul de învățare nu se termină niciodată. Și este un domeniu atât de complex pentru că intră atât de profund în viețile oamenilor și presupune o. Uh, cumva o multiculturalitate, așa, presupune să știi multe din multe domenii, presupune să fii și un pic uh, psiholog, un pic mediator uh, între preferințele uh, chiar și a partenerilor de afaceri când vorbim de B2B sau uh, a partenerilor de viață când vorbim de... Uh, rezidențial, uh, trebuie să ai cunoștințe de ergonomie, cunoștințe de uh, cromatică, de feng shui, de uh, compoziție. Sunt, sunt foarte multe lucruri pe care tot timpul trebuie să le știi și nu apuci să te plictisești. În al doilea rând, proiectele uh, pentru că se, se lucrează un timp limitat, să spunem, pe un proiect, îl începi, trecem prin tot procesul pe care noi l-am creat și, la un moment dat, există o finalitate. Unu, îți dă senzația plăcută că ai împlinit un lucru fizic și că există o, sen, o, o, o finalitate a muncii tale, ceea ce e foarte important și sunt convinsă că nu mulți oameni se pot bucura de, de, de acest lucru. Și doi, este tot timpul ceva diferit pentru că fiecare om este diferit. Da? Și atunci fiecare proiect are provocările lui și are uh, specificitățile lui și alți oameni cu care te întâlnești și iarăși nu te poți plictisi. Așa că e <laughs> chiar te ține în priză. <laughs> Aha. Da, într adevăr trăim mai ales de niște ani buni încoace niște vremuri într o dinamică fulgerătoare și da. în mod cert, acest domeniu este unul ca și tehnologia în care nu da, te plictisești da. și chiar că nu m-am gândit niciodată la perspectiva asta că ai nevoie de atât de multe uh, uh, abilități și să te adaptezi după atât de multe chiar este da, da, e fascinant, adevărat, da. fascinant. Uh -huh. uh, Ce abilități că tot am pomenit acum ce abilități are nevoie mai exact un uh, designer de interior uh, care dorește cu adevărat să și construiască o carieră, nu doar să testeze un an doi? Cred că, în primul rând, deși ar părea contraintuitiv și te aștepta ca, în primul rând, să, să fie abilitățile estetice, eu cred că, în primul rând, trebuie să aibă aceste abilități de interacțiune umană. Da? Să aibă această dragoste pentru oameni și această dorință de a-i asculta și de a intra în, cumva în intimitatea lor și de a scoate din aceste conversații de a extrage ceea ce își doresc. E un lucru destul de uh, complex uh, pentru că practic nu toată lumea știe ce vrea. Da, Absolut, la început, complet de acord cu la început, tine. există așa, aș vrea, dar nu știu ce vreau. Și atunci acest interviu pe care îl facem noi la început, această um, cunoaștere așa um, și interacțiune inițială, ne ajută foarte mult să ne dăm seama. Ce își doresc oamenii, dincolo de ceea ce credeau ei că își doresc, cumva? Exact, și eu spun, spun același lucru, da? De la prima discuție cu un client da. care vine la consiliere până la da. uh, următoarea, e o, e o trecere, tranziție. Da, trebuie să asculți și chiar să asculți și să fii deschis, pentru că există lucruri pe care oamenii ți le spun, și non-verbal, și verbal, despre cum le-ar plăcea să se simtă în casa lor, despre. Ce uh, finisaje le-ar plăcea și asta o vezi și o simți din, uh, nu știu, predilecția pentru elemente, pentru ce cuvinte spun uh, legate de cromatică și atunci simți entuziasmul, simți că e o fire uh, deschisă, luminoasă și atunci ar prefera uh, culori uh, mai vii în casă. Deci sunt, sunt multe elemente și atunci eu zic că e esențial, da, ca. La început, să-și pună problema dacă, mai mult decât proiecte frumoase, da? dacă își doresc să aibă această interacțiune umană și să aibă această deschidere către a, a mulțumi oamenii și a, -i, a, a face interioare care să-i facă fericiți. Deci, interacțiune umană, abilitatea de bază, din punctul tău de vedere, după atâția ani de experiență. Da. Ce altceva mai? ce altă abilitate se întâmplă ca în perioada asta și cred cu siguranță pandemia are uh, are ca efect uh, acest lucru, din ce în ce mai mulți oameni uh, care au stat în case mai mult timp cu ei și-au descoperit și am mai spus asta chiar și într-o altă ediție și-au descoperit abilități artistice și cum spuneam și la început în fiecare exact. dintre noi există unora ne place să scriem, altora ne place muzica mai mult, altora ne place fotografia altora design interior și chiar am întâlnit în ultima perioadă mulți mai mulți uh, adulți și tineri cu, cu deschiderea asta și cu abilități către arhitectură, către design. Și da. în sensul ăsta vreau să insist un pic pentru ei care poate ascultă, vor asculta această ediție cu tine. Iar m-aș bucura tare mult să-și să găsească informații utile. Uh, ce altceva, deci deschidere un, pentru oameni în interacțiune. Un test important spre a vedea dacă ești dacă ai aptitudini în direcția designului interior este în, să fii în, în cea mai mare măsură o persoană vizuală, da? Adică e, e foarte important ca atunci când tu te raportezi la lucruri, să te raportezi creându-ți imagini mentale asta te ajută foarte mult la vizualizare te ajută foarte mult la a crea Spațiile, imaginându-ți fiecare obiect, cel în parte. Da? Și atunci, cu cât suntem mai vizuali și, în același timp, cu cât avem, ne creem o cultură vizuală mai solidă, o cultură vizuală mai amplă, cu atât putem crea interioare mai frumoase. De asta observ cu plăcere, interacționând cu beneficiarii proiectelor noastre, că oamenii care sunt expuși vizual la multe lucruri și nu mă refer aici la asta pe YouTube ci mă refer la călătorii, mă refer la uh, vizitat muzee, mă refer la vizitat uh, alte țări, natură, da, sau un studiu uh, vizual asupra uh, unor obiecte, o aplecare spre, spre studiul unor obiecte sau unor uh, elemente din natură, da, chiar și o simplă reverie, așa, ne ajută ca vizual să putem percepe un obiect, să-i percepem proporțiile și Limitele, da, și să percepem. În același timp, cum s-ar potrivi într-un spațiu. Deci, această capacitate mm -hmm. de uh, vizualizare eu consider că ar fi foarte importantă, pentru că după aceea toate se adaugă, adică uh, școala, uh, educația îți creează ulterior premizele ca tu să, uh, să creezi mai frumos, să, să desenezi mai frumos. De asta, la Facultatea de Arhitectură, bună, -oară, nici măcar nu e important să fii așa de talentat la desen, cum toată lumea zice, Crede. Uh, da, vai, eram talentat la desen și am intrat la arhitectură. La noi, la liceu de Arte, era, era oareși cum invers. Cei care nu erau foarte talentați la desen optau pentru arhitectură. Mm -hmm. Da? Foarte interesant. Pentru că în designul de interior. Poți folosi și schița de mână și atunci e nevoie de această aplecare spre, spre desen, dar există acum foarte multă tehnologie și foarte multe softuri da, care te ajută să creezi aceste vizualizări arhitecturale și de design interior la care nu mai e nevoie să fii atât de talentat la desen. da? Corect, corect. Pentru uh -huh. că acum eu în momentul acesta, deși am o formație artistică în spate, nu ajung să mai fac schițe de mână decât într-o conversație, poate cu uh, un beneficiar, dacă am ajuns în șantier, sau uh, cu un uh, meșter care trebuie să, să înțeleagă ce îi ce explic eu. Dar, în rest, folosim o tehnologie, folosim softuri care creează vizualizările 3D. Da, uite cum ne ajută aici uh, tehnologia. Sunt anumite meserii care presupun niște particularități, niște condiții specifice de a lucra. Și am să dau aici niște exemple. De exemplu, trebuie să lucrezi noaptea sau în ture sau în condiții de frig. Na? Ce particularități ar exista aici în această meserie de design de interior și arhitectură? Depinde cum structurezi programul. O particularitate este că trebuie să fii deschis la călătorii, da? pentru că lucrările poate nu sunt întotdeauna doar în orașul tău da? și atunci trebuie să fii deschis să mergi până acolo unde cineva te-a chemat sau unde ai fost recomandat și cred că ar fi și na trist să refuzi așa, pe toată lumea și să spui, uite, eu vreau să lucrez doar în București. Da. Corect. Da. Ar fi neplăcut. Da. Și cred că și limitat într-un fel. Și limitat într-un fel, exact. Da? Și atunci această disponibilitate de a călători ar fi o, o particularitate, dar în privința programului, eu zic că se, se poate încadra un studio de design și arhitectură în programul normal de la 9 la 6. Da, sau de la 8 la 5, cum, cum preferă fiecare, pentru că e vorba despre organizare. Da. și atunci dacă reușim să vizionăm casele în programul firesc dacă reușim să ne facem treaba în programul normal, atunci nu văd de ce ar trebui să lucrăm la ore da. doar dacă da. ne face plăcere și eu am avut ani întregi în care mi-a făcut plăcere și am lucrat până la 1 noapte da, suntem mai da. creativi în anumite momente da. ale zilei da. și da. e o flexibilitate de program pentru că peste zi poți rezolva alte lucruri, întâlniri și interacțiunea asta socială, și atunci îți rămâne timp dacă ai timp noaptea sau dacă așa îți place să lucrezi și este în firea ta, îți rămâne mult timp să, să lucrezi pentru că o parte din muncă se desfășoară uh, la calculator, da? Și atunci pentru asta poți să-ți programezi uh, timpul oricând vrei și poți să lucrezi de acasă. Există o flexibilitate de program. Uh -huh. Dacă ne ascultă tinerii acum care se gândesc să, să urmeze o facultate de arhitectură și o carieră în design interior sau poate adulți care vor să facă reconversie, așa cum am spus că cel puțin la mine au ajuns da. câțiva în ultima perioadă, ce sfaturi, ce recomandare ai avea, ce gând, un gând pentru ei? Cred că cel mai important ar fi să, să fie deschiși și să simtă ce li s-ar potrivi și dacă această carieră li s-ar potrivi și asta e foarte ușor să-și dea seama din um, preferința pentru... Um, culori, din preferința pentru texturi, da? Să, să se analizeze și să se să, să uite la ei și să vadă. Îmi place să simt materialități, da? Îmi place să simt textură de perdea, îmi place să pun mâna pe o stofă când ajung într-un showroom. Mă plictisesc dacă mă duc într-un showroom de mobilă și vreau să fug cât mai repede sau nu. Absolut. Cât de bine, da. Așa da. este. Să știi că, uite, fac acum o, o completare la ce spui, când vine un, un client la cabinet și face aprecieri, complimente legate de cum este amenajat spațiul respectiv, din prima rețin acea informație în procesul da, da. mai departe de consiliere vocaționale, rețin, rețin ce, ce mi-a spus și dezvolt pe, pe tema asta. Așa este. Și ce aș mai adăuga eu aici, Cuvintele pe care le folosim, exact. întotdeauna spun informații valoroase despre ce abilități avem și ce inclinații. Exact, e, e foarte important să asculți oamenii și să să dai seama că ei vor să spună și de fapt și noi toți facem așa. De asta e bine să fim sinceri, să fim deschiși pentru că ceea ce suntem transpare într-un mod natural din, din interacțiunile noastre și atunci dacă asculți un pic îți vei da seama ce preferințe au oamenii și ce, ce fel sunt într-un mod simplu și, și natural, nu trebuie făcute eforturi. Foarte adevărat Ești un partener de, de dialog foarte plăcut Aurelia Îți mulțumesc și... tare mult Ne apropiem de final Așa că nu știu când au trecut minutele Apropo de da, cum Și eu am simțit simț, la fel nu? Așa, Poate e nevoie să mai facem un episod 2 Ne Cu drag gândim Mulțumim încă o dată Pentru informațiile oferite Și eu mulțumesc A fost o plăcere și o bucurie Dragi ascultători, vă aștept la o nouă ediție săptămâna viitoare, dați subscribe pe canalul Radio Terra Nova online și urmăriți-ne și pe, pe YouTube. Până atunci, un weekend minunat și zile pline de bucurie. La revedere!